Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. API dă startul campaniei de informare pentru primirea cererilor unice de plată în anul 2022. De asemenea, sunt foarte multe informații pentru fermieri, despre care vom discuta astăzi împreună cu domnul director Ioan Urs de la API Maramureș. Bună seara, bine ați revenit în studioul nostru. Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit. Cum ați început anul, domnule director, la nivel de instituție? Cu muncă și în sprijinul fermierului, cum e sloganul APIA. Să fim mereu alături de fermieri, cu banii, cu subvențiile care sunt îndreptățiți să-i primească, după reglementările care sunt. Întotdeauna ne străduim să terminăm cu preluarea cererilor, verificarea lor, controlele care trebuie să fie efectuate, astfel încât banii să-i putem da la oamenii cât mai repede posibil, în termene legale. Pentru a putea începe muncile agricole, curând. De acum, da. Dar pentru anul 2020, banii care ar fi 2021, banii care trebuia să-i primească până în 30 iunie 2022, 98% din fermieri au fost plătiți, 33.200 de fermieri din 33.000 și ceva, sumele care deja ajuns în conturile fermierilor din Maramureș, se ridică pe cererea unică de plată la 45-46 de milioane de euro, plus alte 5-6 milioane de euro din alte plăți, cum ar fi plățile de bunăstare, acciza la motorină, plăți în sectorul zootehnic pentru ameliorarea raselor de animale, la asociațiile care conduc registrele genealogice și întrețin aceste registre și sunt în sprijinul fermierilor. Prin urmare, au mai rămas doar foarte puține scheme care mai trebuie să fie plătite, respectiv ajutorul național tranzitoriu, atât în sectorul vegetal cât și în sectorul zootehnic, și sprijinul cuplat la unele culturi, cum ar fi la noi, la lucernă și la soia, deoarece ajutorul național tranzitoriu se plătește din bugetul național și se plătește din bugetul anului 2020 pentru anul anterior. Acum, cum s-a finalizat bugetul, se așteaptă hotărârea de guvern pentru stabilirea sumelor și apoi stabilirea de către APIA cuantumurilor. În viitorul apropiat se vor plăti și aceste ajutoare, iar cum sunt la lucernă, sprijinul cuplat sau la soia, mai este timp de depunere a unor documente de valorificare a producției respective, care al termenului până în 30 martie, și atunci asigur că, numai că aici nu sunt nici mulți fermieri, nici sume mari, avem 1100 de fermieri care au numai animale și au solicitat numai ajutor național pentru animale tranzitoriu și neavând suprafețe, acestea n-au primit bani pentru că n-au solicitat bani pe suprafețe. În schimb, tot cam ce e legat de campania anului 2022, schemele, măsurile aplicate de către fermieri și solicitate la plată, banii au intrat la oameni, o parte din ei probabil au cheltuit, dar o parte sunt și pentru începerea campaniei de primăvară din acest an. Domnule director, deci, pentru că spuneam de acest slogan, alături de fermieri pentru agricultură performantă, da, depune la APIA cererea unică de plată în perioada 1 martie 16 mai 2022. Vreau să ne explicați, avem în Maramureș o agricultură performantă? S-a schimbat ceva în politica agricolă la nivel de județ? Așa, ținând cont de ultimii 3 ani, 5 ani. Acum, sloganul l-am adaptat și noi, APIA, pentru ceea ce o să vină din 2020 în 2027. Dacă mai ales plățile directe, subvențiile, se acordau până acum și încă și în acest an, anul de tranziție 2020, cum a fost și 2021, s-a făcut pe conformitate, pe conformitatea documentelor, în perioada 2023-2027, Uniunea Europeană introduce și va introduce și va implementa anumite scheme legate de performanță. Și atunci ne-am schimbat și sprijinirea unei agriculturi performante, nu numai conforme, bine, conforme cu ce? Cu cerințe de mediu, de climă, de și așa mai departe, de ecologie, care vor merge în continuare, însă
se schimbă un pic optica și pentru performanță. Performanța, până la urmă, fiind legată nu numai de producțiile mari. Dar în ce sens o să ajute pe fermieri? Îi va determina deci, să fie mai harnici, să spun harnici, da, oricum sunt. Pentru practicarea unor așa numitele scheme, ați auzit de conceptul sau de noțiunea de Green Deal. În agricultură, pe acest concept, se vor introduce de anul viitor o serie de scheme, mai ales pentru terenul arabil, legate ecoscheme. Aici este vorba despre anumite costuri în plus pentru a face pe fermieri să producă ecologic mai mult și cu folosirea mai puțină a îngrășămintelor chimice, așa, pesticidelor, iar din acest punct de vedere, ei având un deficit de venit, sumele primite ca și compensare pentru pierderile de primit să fie mai mari. Oarecum ar fi o agricultură performantă, însă și în sprijinul consumatorului, ca să producă... pentru că știm că în România, raportat la alte țări, încă se folosesc foarte multe pesticide și nu sunt verificați atât de bine la cantitatea care se folosește. Furnizorii, mai ales, nu știm, nu știm că ce mâncăm din moment ce cumpărăm și nu numai, respective. Nu este vorba numai despre produsele producătorilor români, ci și de ceea ce aducem noi în magazinele și ajunge la consumatorul final. Așa, prin magazinele din țara noastră, mai ales magazinele mari. Pe importurile de produse agricole sunt foarte greu de controlat. Sigur, avem autorități. Am ajuns la un volum foarte mare de produse importate. Corect. Din păcate. Din păcate. Iar tot vorbim, România are potențial agricol, are suprafețe agricole. De aceea vă întrebam, agricol, e o agricultură performantă? Bine, și... ne interesează pentru Maramureș, dar și la nivel de țară. Sprijinul care se acordă, inclusiv din banii europeni, cât și din subvențiile care se mai dau din bugetul național, se încearcă să se stimuleze producătorul român, în primul rând. Pentru că România este capabilă din toate datele, din toate experiențele pe care sunt, să își producă singură hrană și încă să aibă și un surplus. De fapt, solul României, după calcule și evaluări, ar putea hrăni circa 80 de milioane de locuitori. Noi nu suntem cât suntem. Da. Mult sub 20 de milioane. Însă apare ca și o o chestiune foarte curioasă. Adică noi avem potențial, există posibilitate și totuși importăm din ce în ce mai mult produse agricole și agroalimentare. Asta e pentru că și mai mult din cauza politicilor agreate cu aceste sigur, țări. Acum, ceea ce face guvernul. Circulația în Uniunea Europeană și a persoanelor și a mărfurilor liberă această circulație, însă asta nu înseamnă că țara noastră nu poate să adopte niște măsuri în așa fel încât să nu fie numai producție agricolă. Că poate să fie producție agricolă dacă ea nu este vândută și nu este cumpărată de către consumatorii din țara respectivă, ce se întâmplă? Românii tot mănâncă, plătesc pentru cei mai mulți, că nu toată lumea face agricultură, mai puțin fac agricultură, așa, iar ajută la dezvoltarea producătorilor din străinătate. Exact. Și vedem exemplul Poloniei, care, pe de altă parte, au și produse foarte bune. Aceasta se încearcă acum și prin planul național strategic, eventual o să vorbim, întrebați-vă dumneavoastră ce considerați că... Da, eu vreau să știu, pe de altă parte, dacă crescătorii de porci și de păsări mai beneficiază de plăți pentru acea bunăstare. Pentru bunăstare, da. Beneficiază chiar în această perioadă. Aceasta este un lucru important în momentul respectiv. Până la sfârșitul lunii, până în 28, crescătorii de porci și păsări trebuie să depună cererea de plată pentru efectivele pentru care au solicitat. Ei vor depune cererea, avem un număr de 26-27 în total de crescători de păsări și porc care depun cererea în acest moment. Ei depun online cererile și chiar semnătura cererii este o noutate, pentru va fi o semnătură electronică.
Dar știu fermierii să utilizeze, da? Și au făcut semnătura electronică? Da. Deci, cei este care și obligativitate, de fapt, din 1 martie să folosească spațiul virtual. Și posibil că sunt mai puțini, ferme autorizate sanitar veterinar sau înregistrate sanitar veterinar, ferme mai compacte, au, chiar produc pentru piață, nu numai pentru consum propriu. Și APIA, la nivel central, cu toți producătorii de pasăre și porc din țară, a organizat o videoconferință săptămâna trecută, prin care li s-a explicat platforma pe care fermierii pot să o folosească pentru a înregistra cererile, a le trimite la APIA, a-și pune documentele aferente cererii și a efectua cererea, a solicita prin semnare electronică. Sigur că sunt, se cunosc anumite condiții care trebuie să îndeplinească un anumit document care are semnătură electronică. Ea trebuie să aibă semnătură electronică de la cap la coadă, să zicem așa. Deci toate semnăturile pe documentul respectiv trebuie să fie electronice. Nu pot că unele să fie holografe, iar celelalte electronice. La început, sigur că fermierii au zis că probabil o să fie mai greu, o să aibă mai mult de lucru, însă până la urmă viitorul acesta este, iar APIA în momentul acesta a dezvoltat o aplicație informatică de preluare doar electronică, cel puțin pentru bunăstare la pasăre și porc. Asta nu înseamnă că cei care nu au reușit să trimită o cerere semnată electronic să fie încărcată în aplicația APIA, nu primim cererea. Însă ea va fi introdusă ulterior în aplicația informatică când se mai face o nouă buclă și ce înseamnă partea asta de dezvoltare de soft, mulți o cunosc, că nu se poate face chiar așa de repede și necesită și costuri. Iar cum acești fermieri, imediat după depunerea cererilor de plată, până la autorizarea ei, care implică mai multe controle în timpul anului, și de către APIA, și de către Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, prin DSV-uri și așa mai departe, ei vin și solicită adeverințe de la APIA, cu care se duc, garantează la bănci și obțin sume importante de bani, de zeci de mii de euro, de sute de mii de euro, ca și credite la băncile respective, cu garantează cu cererea depusă la APIA. Pentru că acești bani ei vor primi ulterior și vor reuși apoi să se ramburseze. Acea adeverință nu va putea fi dată de APIA decât tot din sistemul electronic, chiar dacă cererea lor este primită acum pe suport fizic și nu este introdusă în baza de date, nu se va putea elibera această adeverință. Fermierii au înțeles și atunci au zis, chiar cei care au fost un pic mai, nu mai să zic mai refractari, dar că au avut reținere, da, au un reținere, că orice e o anumită reținere. Însă, colegele mi-au spus acum că absolut toți din cei 26 au zis că... Ceea ce este o veste... Lucru că îi vom face încetul cu încetul și cu cei 33.000, sigur, asta nu pe moment, cei care depun cererea unică de plată, de când o să vorbim de pregătirea campaniei. În privință, cum este cu campania cererilor unice de plată? Deci, vine... din nou data de 1 martie, când demarează preluarea cererilor unice, cu toate schemele care îs și măsurile care îs pe cererea unică de plată, ea va dura, cum deja este statornicit în legislația europeană și în toate țările Uniunii Europene, de la 1 martie până la 15 mai, perioada de depunere cu fără penalizări. Apoi va fi încă 25 de zile, cei care nu vor reuși să depună cererea până în 15 mai, de fapt până în 16 mai anul acesta, că 15 mai cade duminică și atunci se prelungește până în următoarea zi lucrătoare. Asta este perioada de depunere. Și cei care nu vor reuși să depună până atunci, mai au încă 25 de zile lucrătoare de depunere, începând cu 16 mai până undeva în 11 iunie, însă de această dată cu cât întârzie mai mult, cu atât vor suporta anumite penalizări pentru fiecare zi de întârziere. Însă, de câțiva ani de zile, în proporții 99,99% dintre fermieri au reușit, pentru că îi programăm și ținem legătura cu ei, să vină să depună
cererea în termenul fără penalizări. Și aici avem, deci fermierii, și acești fermieri pot să depună cererea și să semneze electronic. Cum știm, și datorită pandemiei, în anul 2020, în anul 2021, fermierii s-au deplasat mai puțin sau chiar deloc la sediile APIA din țară, și inclusiv din județul nostru, documentele sau cererile le-au trimis electronic, cererea a fost închisă prin telefon, pentru că mulți dintre ei încă nu au chiar nici mail sau așa mai departe. Nu putem să contestăm realitatea. Știm că unii dintre fermieri nu dețină nici calculatoare, nici mijloace, dar și aici viitorul va fi același, depunerea cererii și pe aia semnarea electronic. Cererea până la urmă tot trebuie semnată oarecum, pentru că atunci devine ea opozabilă. Fermierul îți spune la telefon, nu îl porți, să zicem, ca să-și piardă timpul. Dar atunci trebuie o mai bună organizare. Cum v-ați gândit? Da. O parte au aceste mijloace, alții nu? Deci noi nu îl chemăm pe fermier, numai acolo unde chiar este cazul. Nu se poate, da. La centrele APIA. Adeverințele și alte documente care sunt emise sau elaborate de către alte instituții ne vin tot electronic, prin mail la APIA. Se discută cu fermierul la telefon aici, iar fermierii, cum am repetat în fiecare an, trebuie să fie atenți în această perioadă, pentru că colegii vor lua legătura cu ei de mai multe ori, așa, ei pot să-și completeze și ei cererea și să facă desenarea în calculator dacă pot, și ar fi foarte bine să o facă, așa, da? Și închiderea se face de către funcționarul APIA, dar funcționarul APIA închide cererea lui, dar nu înainte de a-și exprima opțiunea, cel puțin telefonică. Urmând ca apoi, în cursul perioadei, să fie programat în așa fel încât să nu fie niciun fel de staționare la sediul APIA, numai să vină să-și asume prin semnături, să fie numai în trecere. Sunt multe modificări față de anul trecut, de exemplu? Nu sunt multe modificări în privința schemelor de plată, pentru că vă spuneam că în anul 2021-2022 au fost schemele mai vechi cu banii mai noi din programarea 2021-2027, rămân aceleași scheme de plată, și anume, le reamintesc ca oamenii să știe, plata unică pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și sol, plata pentru fermierii cu suprafețe mai mici, deci micii fermieri, sprijinul cuplat atât în sectorul vegetal cât și în sectorul animal. Aici este un sprijin cuplat de producție și condițiile de acordare sunt legate și de obținerea anumitor producții, anumite culturi, specii și categorii de animale, precum și măsurile noastre care le derulează prin APIA la dezvoltare rurală cu bani substanțiale, adică măsurile de agromediu și climă, de care beneficiază aproape toate pajiștile permanente din județul nostru, pășunile și fânețele naturale, agricultura ecologică. Mai sunt interesați fermierii? Așa, și plățile pentru zone defavorizate. Mai sunt interesați de agricultura ecologică, domnule director? Da, în ultima vreme da. Deși România, adică din datele Eurostat, la nivelul UE, suprafețele ecologice au crescut din 2012 până în 2020 de la 9,5 milioane hectare la 14 milioane de hectare. Suprafețele pentru care se practică agricultura ecologică în țările Uniunii Europene, ponderea suprafeței cu agricultura ecologică este 9,1% din total suprafețe agricole folosite. În România știți cât e? E numai 3,2%. În județul Maramureș, suntem cam în aceeași cu România, avem un pic mai mult, 3,8% din suprafețele agricole utilizate, se practică agricultura ecologică pe ea. Și totuși avem o creștere extraordinar de mare comparând anii în care au făcut comparația și cei de la Eurostat, 2012 față de 2020 în județul nostru. Dacă în județul nostru, la APIA, în 2012, au solicitat în jur de 5-6 hectare pentru producție ecologică, pentru suprafețe în agricultura ecologică, am ajuns la aproape 6.000 de hectare în 2021.
Deci au fost o creștere peste 1000 de ori. Dar la ce, produse vă referiți concret? Ce produc fermierii aceștia? Deci agricultura ecologică se poate, adică se poate practica pe toate categoriile de folosință agricolă, și pe terenul arabil, și pentru culturile cerealiere, și pentru legume, și pentru culturile permanente la fructe, și pentru vie, așa, și inclusiv pentru pajiștele permanente. Acele pajiști, oarecum, mai ales cele care sunt cu agromediu și climă, unde de ani mult este interzis utilizarea substanțelor chimice, alea practic, iar furajele, că este iarbă păscută, sau furajele, fânul produs acolo, intră hrana animalelor, sunt tot produse ecologice. Domnule director, în ultimele 4 minute care ne-au rămas din emisiune, ce ne puteți spune despre Programul Național Strategic pentru Agricultură, să informăm pe fermieri? Da, deci Programul Național Strategic va fi baza, va fi suportul pentru subvenționarea și pentru sprijinirea agricultorilor în toate țările Uniunii Europene. Fiecare țară va avea un plan național strategic și acesta va fi pus în valoare din anul 2023 până în anul 2027. Multe țări deja au predat Programul Național Strategic, care cuprinde toată gama, de la plăți directe până la măsuri de dezvoltare rurală, până la altfel de, de măsuri de sprijin pentru agricultura privată. Unele din sumele respective vor fi și pentru instituții, mai ales pentru primării, acolo pentru pajiștele pe care le dețin ei, lucruri de investiții, de amenajarea lor, de drumuri și așa mai departe, de căi de acces. Prin urmare, în România s-a întârziat un pic, se lucrează efectiv acum din greu la acest plan național strategic. De săptămâna trecută, când a fost 16 februarie, s-a pus pe site-ul Ministerului Agriculturii și este în dezbatere publică. Domnul ministru a chemat în această perioadă, începând cu decembrie, ianuarie, toți fermierii, adică organizațiile reprezentative ale fermierilor, au discutat planurile strategice. Acum sunt în dezbatere publică. Eu am urmărit și am văzut mulți din federații care au participat la pregătirea acestuia cu intervenții acum. Unii nemulțumiți de sumele care s-au alocat, alții au mai crescut, în orice caz. Din spusele domnului ministru, până la sfârșitul lunii, România va înainta Planul Național Strategic la Comisia Europeană, așteptând să ne... România nu va rămâne fără Plan Național Strategic, nu se poate chestiunea respectivă. Acestea, se mai merge că nu o să fie de acord Comisia Europeană. Comisia Europeană, dacă nu o să fie de acord cu anumite aspecte, le spune, dar nu poate să rămână fără un plan, pentru că în baza acestea vor veni următoarele forme de sprijin pentru agricultorii și din țara noastră. Mai sunt foarte multe informații care trebuie să ajungă la fermieri, dar le vom discuta într-o emisiune viitoare. Mulțumesc pentru participare. Vom mai transmite informații și la știrile Teleplus pentru a informa cât mai mulți și să le fie cât mai ușor în relația cu APIA Maramureș. Mulțumim și noi pentru sprijin și pentru modalitatea directă care vine în folosul agricultorilor din județul nostru. Mulțumim mult! Doamnelor, domnilor, pauză de publicitate și revenim cu un alt subiect.